Bună ziua! Ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă și nu pentru prima oară în sala de judecată, în dosarul 2 mai. Pare că vorbim despre un magistrat care nu cunoaște în totalitate dosarul. Pe de o parte, pare că nu îl aprofundează și pe de altă parte, poate chiar și lipsit de empatie față de părinții tinerilor. Cum se poate explica o astfel de situație? Pentru că este o situație în justiție, acolo unde oamenii, în general, își caută dreptatea, desigur. Eu nu pot să reacționez ca un om politic care nu ocupă funcția de ministru al justiției, că așa putem să comentăm multe. Nici eu nu cunosc dosarul și probabil că cel mai bine ar trebui să întrebați CSM-ul despre toată desfășurarea aceasta în dosarul lui Vlad Pascu, pentru că ministrul nu are nicio pârghie în cursul procesului. Sigur sunt că da. Limite clare ale competențelor pe care ministrul justiției le are într-un stat de drept. Slavă cerului că e așa, independența justiției e respectată, însă nu odată și inclusiv la dumneavoastră în jurnal am spus că înțeleg cât de mare este emoția în societatea românească față de ceea ce se întâmplă în acest proces al lui Vlad Pascu, lucru care se vede din interesul constant la fiecare termen al presei, se vede revolta din rețelele sociale și așa mai departe. Chiar dacă nu îmi este permis să intervin în dosar, ceea ce repet încă o dată pentru cei care ar putea să speculeze, e absolut normal, sunt foarte atentă la ceea ce se întâmplă, pentru că, în opinia mea, este unul din acele momente care a afectat încrederea în justiție și am cerut public, nu odată, tuturor celor implicați în soluționarea acestui dosar să trateze cauza cu maximă seriozitate, cu profesionalism, așa cum se trebuie să se întâmple în orice alt dosar. Precizați dumneavoastră că a existat o reacție din partea CSM. Corect. Există o procedură în continuare în curs la inspecția judiciară. În ceea ce mă privește, ca să mă extrag puțin din subiectul dosarului, pentru că nu pot să mă pronunț deloc pe el, vă pot spune că ministerul a făcut și eu personal, am făcut o prioritate din combaterea fenomenului drogurilor. Avem câteva legi foarte bune care trebuie cunoscute publicului, iar una dintre ele este cea numită Legea 2 Mai, care a pornit de la drama familiilor care și-au pierdut copiii la 2 mai, o lege care prevede un lucru clar, traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare, ci vor sta în închisoare. Asta cred că e un lucru sănătos pentru societatea românească și cred că va duce în mod clar la diminuarea întâmplărilor nefericite și a dramelor din societate. Doamna ministru, dumneavoastră sunteți parte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Am văzut în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, secția pentru judecători a respins acea cerere de suspendare din profesie. Care nu sigur. Face parte, ministru. Sigur. Da, secția disciplinară, ministru nu face parte din disciplinar, ca atare n-am cum să mă pronunț pe ce fac colegii din secția disciplinară de la CSM. E și firesc. Bun. Așa. Da, într-adevăr, asta menționam și eu. Secția pentru judecători în materie disciplinară a luat această decizie da. De a refuza suspendarea doamnei judecător, însă, fiind membru al CSM, poate ați stat de vorbă cu colegii dumneavoastră și încercăm să ne explicăm ce a stat la baza deciziei. E o decizie care, nu uitați, a fost, repet, luată de secția disciplinară. Nu faceți confuzie între CSM și secția disciplinară. Însă, ce pot să vă spun este că am văzut comunicatul colegilor din această secție, din care fiecare înțelege ce vrea. Nu vreau să critic pe nimeni, vreau în schimb să înțeleagă toată lumea că atunci când e o decizie, prioritatea este încrederea în actul de justiție. De aici mai departe, e o procedură, repet, în curs cu privire la sancționarea acestui magistrat,
care sper să-și găsească un deznodământ curând. Fiind în timpul procedurii, chiar n-aș vrea eu să dau nici sentințe, nici verdicte, nici măcar opinii să exprim, pentru că se pot interpreta fel și chip. Dar, ca ministru, repet, nu odată am spus, îmi doresc, chiar îmi doresc să fim foarte atenți la cum gestionăm toate aceste dosare în justiția din România, pentru că este atât de important ca cetățeanul de rând, plătitor de taxe și impozite, să aibă încredere în serviciul public numit justiția. Doamna ministru, pe acest subiect, o ultimă întrebare. Care este mesajul dumneavoastră pentru părinții tinerilor care au decedat? Pentru că am văzut că ieri, după ce au ieșit din sala de judecată, aceștia au spus că încă o dată au fost umiliți. Eu știu că numai părinte al victimelor de la 2 mai nu... Numai părinți să nu fie în momentul ăsta. Vă spun fără ezitare că părinții au trecut în acest dosar prin emoții prea mari. Le înțeleg emoția și orice le-aș spune eu, oricâte păreri de rău și oricât de mult mi-aș dori ca acest lucru să nu se fi întâmplat, suntem în altă realitate. Le urez să aibă nervi tari și multă sănătate și multă încredere în justiție. Nu pot să le spun să aibă, pentru că experiența lor din acest moment probabil îi împiedică. Însă celor care se uită la justiție cu neîncredere, le spun că avem un stat de drept în care justiția știe să-și facă curat în propria curte și că trebuie să avem încredere în justiție, pentru că dreptatea nu o putem face singuri.